ziua și bine ați venit la acest eveniment important pentru localitatea Stănic Moldova. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Unii ați venit de la distanțe mai mici, dar sunt unii care au venit de la distanțe mari. Din Danemarca, din Chișinău. Și încep prin a saluta pe domnul deputat Petru Frunze, care este președintele Comisiei pentru Integrarea Republicii Moldova în Europa. Și astăzi îl reprezintă pe domnul președinte al Parlamentului, pe domnul Igor Grosu, care de altfel este un prieten al Stănicului și avem proiecte împreună. Salut prezența prefecturii Bacău, domnul subprefect Narcis Șitaru, mulțumim tare mult pentru prezența dumneavoastră. Salut prezența domnului profesor, manager al Spitalului Măionești, Adrian Cotrăleț. De altfel, gazda noastră, ca să fim corecți, să fim exacti cu realitatea. Și aș vrea să vă salut pe toți, ca să nu consilier local, prieten ai Stănicului, domnul director de la Aerostar, domnul Damaschin, întreprinzător local, sunt foarte bucuros că sunteți astăzi aici și preacucernicii părinți, ortodoxi și catolici, domnul profesor de la Facultatea de Teologie din Catolică din Iași. Avem astăzi un moment important. Poate se simte așa că mă cuprinde emoția, dar vreau să vă mulțumesc că sunteți parte a acestui eveniment și să începem să mulțumim celor care au contribuit pentru ca acest lucru să se întâmple. Și încep prin a-l ruga pe domnul profesor Stoica Corneliu, care aseară ne-a mărturisit că este la cartea cu numărul 44. Este impresionant să muncești atât de mult și atât de bine, premii de la Academia Română și alte distinții pe care dumnealui le-a primit. Domnul profesor, aș vrea dacă vă rog să veniți să ne spuneți câteva cuvinte. Mulțumesc mult! A scrie despre Stănic pentru mine a fost o provocare, dar înainte de a mă referi la geneza cărții, cum s-a ajuns să mă împumet să scriu o asemenea carte, aș vrea să mulțumesc în primul rând domnului primar, pentru că dacă n-ar fi avut perseverența și dorința manifestă de a-mi făcut un asemenea proiect, astăzi n-am fi aici. Și țin să mulțumesc celor care m-au sprijinit în mod real, în realizarea cărții, prietenilor mei, Mihai Ciocă și Milica Munteanu, pentru, pe de o parte, colecția de cărți poștale ilustrate, pe de altă parte, resursele arhivistice ale Arhivelor Naționale, domnului Cristian Ababei, care a fost cureaua de transmisie între mine și domnul primar, deci toate datele, ilustrațiile pentru carte le datorez dânsului. Nu în ultimul rând editorului, doamnei Maria Dovătaru, de la Magic Print, care s-a încumetat să tipărească într-un tip record o carte de asemenea complexitate, și doamnei Ștefania Baciu, care a făcut ultima lectură și corectură a unei cărți de asemenea dimensiuni. Și înainte de a spune câte ceva despre geneza cărții, aș pleca de la o mică mărturisire.
Clasa a treia am făcut-o la Galați. Și m-a fascinat bătrânul Danubiu. Dintre amintirile cele mai puternice care mi-au rămas până astăzi, au fost lansările navelor la apă la șantierul naval din Galați. Deci un spectacol care m-a marcat și totdeauna am considerat că o carte este asemenea unei nave. Deci noi, practic, lansăm nu o carte, ci o navă care va călători pe mări și oceane foarte departe și fiecare va avea o poveste cu totul aparte. Într-un fel, cercetarea mi-am dedicat-o Văii Trotușului. Când am pornit la studiul Văii, nu exista decât o singură carte, Valea Trotușului a Iuliei Băcărașu, care era mai mult o carte turistică și destul de sumară pentru cei care știu. Deci o carte de geografie istorică. Și după 4 decenii de cercetare s-a ajuns la ceea ce se numește Valea Trotușului, enciclopedie, ediție de lux, o carte unică în Europa, în prima enciclopedie pluridisciplinară dedicată unui bazin hidrografic, cu această navă amiral, Valea Trotușului a intrat în literatura europeană. Între zecile de cărți, deci n-am avut parte de lansări pentru fiecare, dar 19 lansări, aceasta ar fi a 19-a lansare de carte, două dintre ele fiind duble lansări, în diferite locații, Târgu Ocna, Comănești, Bogdana, Onești, Bacău, chiar și la Moinești, deci oriunde, Poiana Sărat, Oituz, deci oriunde a existat interesul pentru istoria zonei. Povestea legată de Slănic, de jumătate de deac sunt legate de Slănic. Date și informații despre Slănic le-am publicat în diverse lucrări dedicate Văii Trotușului. Afară de enciclopedie, în dicționarul istoric al localităților trotușene, în prima bibliografie generală despre Valea Trotușului, în albumul Valea Trotușului de odinioară, în Valea Trotușului turistic vizual. Și la un moment dat, dându-mi seama de impactul pe care Târgu Anilor Romantici l-a avut pentru comunitatea din Târgu Ocna, am trecut și la personalizarea pentru Slănic. Și așa s-a născut acel album Slănic Moldova de odinioară în cărți poștale ilustrate, pe care o vedeți deja expusă, care la fel a fost o carte de vizită a stațiunii pentru numeroși turiști. Când s-a născut ideea unei asemenea cărți? În 2019, în același amfiteatru ca astăzi, fusesem invitat să țin o comunicare despre apele minerale din Slănic. Și atunci domnul primar a avut ideea unui proiect, a unei cărți despre izvoarele minerale. Eu n-am putut onora în 2019, adică nu am luat niciun angajament, pentru că atunci am avut două proiecte. Obștea evreilor din Târgu Ocna, scurtă istorie ilustrată, ediție în română și în engleză pentru primăria din Târgu Ocna, și Valea Trotușului, ghid turistic vizual, ediția a doua pentru primăria din Comănești. Erau niște obligații, niște dorințe pe care m-am străduit să le fac. 2020 a fost un an foarte dificil pentru toată lumea, să știi foarte bine. Și atunci am considerat că puteam cumva să mă revanșez pentru ce n-am putut să fac în 2017 la centenarul bătăliilor de la Cojna și Cireșoara. Și anul trecut am publicat Cartea de Aur a Eroilor de la Oituz, o premieră în istoria militară românească, apreciată și recenzii în presa militară. Anul acesta am zis că, după atâta cărți scrise, să trec la un mic repaus.
În primăvară terminase mănăstirea Măgura Ognei, biserica Sfântul Nicolae cu tunuri, cimitir cu tunuri și dicționarul oamenilor de seamă din istoria Târgovului. Și am zis, gata, ne-am odihnit. Domnul primar nu renunțase la idee. Și a revenit o săptămână și ceva timp de gândire și după aceea zic, hai să vedem. Pentru că la început era vorba despre o carte despre izvoare minerale. Adică 100 de pagini, nu n-ar fi așa de pretențios. După două luni de documentare aproape exhaustivă, m-am trezit că e prea mult material pentru a încerca să scriu un titulistic sau chiar o monografie. Și am spus, de ce nu am face noi pentru străinii cu o enciclopedie, prima enciclopedie a unei stațiuni balneoclimatice din România. Stațiunea e prea frumoasă, sunt atâtea lucruri interesante despre ea, de ce să nu facem să fie, într-adevăr, o bijuterie, așa cum apare și pe titlul, să fie Perla Carpaților, dar să fie și una din cele mai frumoase cărți care s-au scris despre un oraș din România. Și am trecut la câteva luni de activitate extrem de complicată, de dialoguri permanente, de modificări, de cizelare, de rafinare a cărții, care a ajuns în forma aceasta, deci o enciclopedie destul de monumentală, asemenea enciclopedie, asemenea cărții de aur, da? Deci face parte din categoria cărților cu greutate. Dacă observați, o machetare pe care eu n-am mai folosit-o la alte cărți, deci fiecare dată am inventat câte o machetă de carte. Unele au avut succes mare, cum au fost și albumele, sau ghidurile turistice. Și acum m-am gândit la o machetă care, pe de-o parte, să prindă ceea ce presa epocii aduce și redă viața cotidiană, obiceiurile, nu știu, tradițiile, modul în care erau exploatate izvoarele minerale, despre tratamentul balnear pe-a lungul vremii și, pe de altă parte, un text destul de succint, dar clar, prinzător, despre diferite teme. Iar ilustrația pe măsură, adică un echilibru între text și ilustrații. Și o să observați că e una din cărțile care surprinde prin modernitate, prin frumusețea designului grafic abordat, prin ilustrații spectaculoase de la cele foarte vechi, nu? De la 1880 până la fotografiile aeriene, panoramice asupra stațiunii. Deci, pentru oricine va răsfoi această enciclopedie, va fi o călătorie în timp fascinantă, atrăgătoare și poate, la sfârșit, veți înțelege de ce, de-a lungul vremii, Slănicul a fost ba Sinaia Bacăului, ba Perla Moldovei, ba Perla Carpaților Orientali, un titlu pe care l-am pus fără să fi început documentarea exhaustivă a subiectului și întâmplător am găsit în presă, în 1936, când a avut loc un simpozion al medicilor balneologi din România, la Slănic, generalul Nicolae Bicol, unul din cei mai mari promotori ai turismului balnear din țară, pentru prima dată a folosit această sintagmă referindu-se la Slănic, e o perlă a Carpaților Orientale. Dar mai târziu am aflat și eu. Dar sintagma aceasta cu care am discutat și domnul primar și dânsul a avut ideea de a fi mai incisiv, adică Slănicul, perla, nu o perlă în Carpații Orientale, ci perla Carpaților Orientale, să fie titlul definitiv. Este o invitație și, în general,
Cărțile pe care le-am scris au fost cărți călătoare. Pe patru continente, din Noua Zeelandă în America, Statele Unite, Canada, în Europa din Islanda, Marea Britanie, tot vestul european, până în Grecia, Muntele Atos, Israel, Dubai, Coreea de Sud, peste tot au călătorit. Sper ca și această carte să aibă același destin, să călătorească cât mai departe, să bucure pe cei care au plecat de pe aceste locuri minunate și trăiesc în țări îndepărtate, să le aducă bucuria în care vedeam, măcar prin intermediul lecturii, acest Col de Rai, acest loc de invidiat și de relaxare, o bază de, pentru sănătate, și să sperăm că această provocare se mai adăugăm și o carte a izvoarelor, care este extrem de necesară, așa încât Slănicul să fie o stațiune care să aibă cea mai frumoasă carte de vizită posibilă. Aceasta este o construcție care nu se face pentru un an, doi, ci pentru generații. De fapt, cărțile cu adevărat bine scrise și bine realizate tehnic devin crâmpeie pentru eternitate. Mulțumesc! Nu putem să răsplătim munca dumneavoastră. De altfel, vreau să fac precizarea că domnul profesor a făcut toată această muncă pro bono, din pasiunea pe care dumnealui o are, și identificăm din ce în ce mai puțin asemenea oameni care își doresc să facă din profesia dumnealor, din abilitățile pe care le-au dobândit, o pasiune și să ne lase, să o lase urmașilor dumnealor. Ieri, în ședința de Consiliu Local, domnul profesor a fost votat de majoritatea consilierilor cetățean de onoare al localității noastre și vă rog să-mi permiteți, domnul profesor, să mă mânez această placă. Anul care vine, poate de Dumnezeu că avem și licența de exploatare pe drum pentru izvoarele de apă minerală și este un obiectiv pe care cu siguranță o să-l atingem. Pentru că e o lansare de carte, avem aici, orice carte are un expert, un critic, o persoană care știe să pricepe să vorbească despre cărți. Este vorba de domnul doctor Adrian Jicu, profesor, lector la Universitatea Vasile Alexandrie din Bacău. Vă rog, domnul Jicu, dacă se poate să ne spuneți câteva cuvinte. Lansările merg invers, adică autorul e la sfârșit, spune cuvântul de final, acordă autografe, ne vom adapta. Nu. Dimpotrivă, asta mă face să-mi redimensionez ceea ce vreau să vă spun. Nu înainte însă de a vă mulțumi pentru invitație și dumneavoastră, domnule primar, și dumneavoastră ca gazdă a acestui eveniment extraordinar. De ce spun extraordinar și în scurta mea prezentare asupra la două chestiuni aș vrea să mă opresc. O să vă vorbesc despre admirație și despre comunitate. Și o să vedeți cum se leagă lucrurile, pentru că așa am convenit cu organizatorii să fac o scurtă trecere în revistă a ceea ce s-a scris despre Slănic Moldova și cum se reflectă Slănicul în conștiința unor autori diverși. Nu știu cum s-au așezat lucrurile, primele care au scris despre Slănic au fost femeile. Și, da, e interesant că într-o societate românească, știu eu, conservatoare, ca să nu spun uneori misogină, în care locul femeii, vorbim acum de secolul XIX, era la cratiță,
o profesoară de geografie născută la Comănești, cu rădăcini, ea se trage pe linie maternă dintr-un conte, e vorba de Ortanța Racoviță, născută Cheminger de Lipa, scrie un dicționar geografic al județului Bacău. O lucrare, atenție, care obține premiul Academiei Române în 1895. Suntem într-o epocă în care scrisul era aproape, era atributul bărbaților. O femeie în țara bărbaților este această Ortanța Racoviță, care reușește să câștige acest concurs național. A fost un concurs național pe județe, să se facă asemenea dicționare geografice. Fiecare județ să fie reprezentat. Ei, Bacăul a fost reprezentat de această teribilă Ortanța Racoviță, fac o mică paranteză, o femeie de o frumusețe excepțională, pentru care s-a sinucis Alexandru Odobescu. Alexandru Odobescu face o pasiune pentru această Ortanța și la vârsta de 60 de ani se otrăvește pentru că ea l-a refuzat. N-a vrut să le ia în căsătorie, el era deja căsătorit, era gata să renunțe. În fine, închid paranteza. Ei bine, ce găsim în dicționarul Ortanței Racoviță, pe care l-am retipărit în 2018 în ediția anastatică la editura Bibliotecii Județene din Bacău, asta este ediția nouă, nu e ediția de 1895, ea dedică Slănicului două pagini. Sigur, cartea, o vedeți, e masivă, dar ea se ocupă de întregul județ. Slănicul are parte de două pagini foarte interesante, pentru că această Ortanța Racoviță n-a obținut degeaba premiul Academiei Române. Cartea este și astăzi este cea mai bună, zic eu, și cea mai completă lucrare despre județul Bacău. Ea n-a fost egalată, deși au trecut mai bine de 130 de ani de atunci, nu există o carte care să rivalizeze ca acribie, ca documentare, ca tot ceea ce, ce a reușit să facă această femeie extraordinară. Ei bine, despre Slănic, abordarea ei îmi place că este foarte, cum să spun, foarte serioasă, foarte aplicată. Nu există entuziasm, nu există, nu, ea ia lucrurile ca atare pe baza documentelor și ne dă o imagine fidelă a parcursului, nu, de la prima legendă întemeietoare a Slănicului până în prezentul ei, adică 1895. N-am să intru decât așa cu un exemplu din fiecare ca să nu lungesc prezentarea. E foarte interesant cum încheie ea după ce ne dă toate datele legate de climă, de evoluția localității, de obiective, de izvoare. Spre exemplu, ea arată că, uite, Slănicul a introdus iluminatul public, nu? În 1890, deci la doar 6 ani de la primul oraș din România, Timișoara. Deci deja Slănicul ținea pasul, se făceau lucruri foarte importante să introduci electricitatea într-un sat, cum era Slănicul atunci, e o performanță. Ea încheie cu o poantă cu care are un anumit tâlc. Ea citează un călător care a plecat nemulțumit din Slănic, spunând așa: adio, Slănic calic, ți-o-i mai bea apa când o zbura iapa. Sigur, ea încheie într-o notă dintre asta umoristică, tocmai pentru a arăta că lucrurile nu au fost întotdeauna roz, pentru că ceea ce a devenit Slănicul de-a lungul istoriei este rezultatul unor eforturi pe care oameni pasionați, dedicați, le-au făcut. Călătorul respectiv era nemulțumit, nu? De felul în care fusese tratat la nu știu ce birt aici, mâncare proastă și scumpă. Și atunci ăla a plecat, așa, trândind o vorbă dintre asta de duh, pe care ea o consemnează, așa, pentru a da culoare întregii prezentări, care de-al minteri e foarte sobră, foarte serioasă. Trecem acum la a doua monografie dedicată Slănicului, Cleopatra Tăutu, profesoară la Liceul de Fete din Bacău, de data aceasta, dar, interesant, tot o femeie care se apleacă asupra unui asemenea tip de cercetare. E o monografie pe care ea o face între 1930-1934 și o publică în 1935. Ei, aici abordarea e un pic altfel. Abordarea e mai poetică, mai așa, mai visătoare, mai știu eu, e mult sentimentalism. Datele sunt corecte, evident, dar unghiul din care lucrurile sunt văzute e foarte poetic într-un fel. De aici mi-a plăcut, spre exemplu, descrierea cum era o zi, nu? Cum petreceau turiștii o zi. La 5:30 dimineața, fanfara din Slănic dădea deșteptarea pe imn, nu? Cu un marș, străbătea Slănicul
și turiștii coborau cu pahar. Imaginați-vă scena, un fel de defilare dintre asta, turiștii coborând din vilele lor sau din hotel de unde erau cazați, cu paharul în mână, străbătând de muzică, de marș cu fanfara, până la izvoare și fiecare își lua de la izvor unde avea recomandarea și se întorceau după aceea cu minți și intrau în programul zilei cu mic dejun, cu vizitare, cu ce aveau ei de făcut. Cea de-a treia carte este povestea unui colț de rai, Sălin Moldova, ediția a doua apărută în 2013, a lui Romulus Dan Buznea. Asta e o carte, nu e chiar o monografie propriu-zisă, dar e o carte foarte interesantă pentru că decupează niște momente, hai să le spunem, picante, niște elemente mai atractive, scoțând în evidență, sigur, oameni care au trecut pe aici, întâmplări, povești amoroase, știu eu, lucruri din astea în care cititorul găsește o plăcere cu totul și cu totul deosebită. Și haideți să ajungem în sfârșit la cartea care ne interesează. E și asta o comparație care se poate face. Trei aici, una aici. Asta, cartea poate fi discutată și chiar așa am să vă prezint, de la exterior spre interior. Întâi și întâi, cartea asta este o bijuterie. Și eu nu prea mă joc cu vorbele și sunt destul de rezervat când e vorba de a aprecia un volum, o carte. E o bijuterie și asta se vede de la distanță, se vede cu ochiul liber, din toate punctele de vedere. Sigur, condiții grafice excelente, carton de mare calitate, rafinament, paginare, tot ceea ce presupune procesul tipografic la superlativ. Eu despre interior aș vrea să spun două vorbe și aici lucrurile, fără doar și poate, stau foarte, foarte bine pentru că de profesorul Cornelu Stoica mă leagă o veche admirație. Nu ne-am cunoscut, acum l-am întâlnit în carne și oase, ca să zic așa, dar noi pățim adesea chestia asta, noi ne știm din cărți. Noi ne știm pe citite, cum zicem noi. Domnia sa e o mare, mare personalitate și, iarăși, județul Bacău are cu ce se mândri, nu doar pentru că a făcut, a scos atâtea cărți, nu doar pentru că a obținut un premiu al Academiei și așa mai departe, ci pentru că domnia sa este un intelectual veritabil. E suficient să vă uitați la bibliografia acestei cărți. Nu i-a scăpat nimic. L-am căutat, l-am verificat. Am zis, poate îl prind cu ceva. Nu. A trecut prin toate. A trecut prin presa interbelică. A decupat toate reprezentările literare legate de Slănic. S-a dus pe internet. E și la zi cu bibliografia. Zeci, sute de documente prinse în această carte. O carte gândită, și asta iarăși îmi place foarte mult, gândită logic. O carte care pleacă dinspre, departe spre aproape. Pleacă de la cadrul natural, de la o descriere exterioară și ajunge la ceea ce mie mi se pare cel mai important. Ajunge la oameni. Nu întâmplător, ultimul capitol sunt oamenii, dar de fapt ăla e primul capitol. Pentru că ceea ce devine o comunitate e rezultatul unor oameni, e rezultatul muncii unor oameni. Iar domnul Cornelu Stoica face un lucru cu totul și cu totul extraordinar în acest album, în această bijuterie, pentru că, de fapt, cartea asta este o carte de vizită extraordinară. Cum orice comunitate care se respectă, și ajungem la al doilea punct cheie, comunitate ar trebui să aibă. Nu? Cu asemenea carte, Slănicul poate oricând să stea drept, poate oricând să se prezinte, nu? Pentru că aici găsim tot ceea ce înseamnă identitatea unui loc și spiritul unui loc. Slănicul nu e doar o poveste de succes, nu e doar despre bijuterii, perle și, știu eu, comparații cu Carlo Vivari, cu mari stațiuni ale lumii. Slănicul a cunoscut și, mulți dintre dumneavoastră știți lucrul ăsta, a cunoscut mărirea și căderea. S-a reinventat, s-a reconstruit după război, după atâtea și atâtea momente complicate. Ei, toate astea le-au făcut oamenii. Iar domnul profesor Stoica pune în valoare oamenii. El însuși fiind primul dintre oameni și de asta mi se pare cu totul și cu totul remarcabilă întâlnirea aceasta între domnul primar care l-a instigat la cultură, ca să zic așa, care a știut să pună în valoare. E foarte important să existe un asemenea declic, să existe un asemenea imbold și domnul profesor a și mărturisit-o. Pentru că oameni care pot scrie există, numai că ei trebuie stimulați, ei trebuie puși în valoare așa cum se întâmplă cu acest album, care într-adevăr va rămâne peste timp. Eu am ferma convingere că o asemenea carte va ajunge unde trebuie. Citeam monografia
a fost zilele trecute la sala de patrimoniu la Biblioteca Județeană să citesc monografia Cleopatrei Tăutu. Ce credeți că am găsit în ea? 1935, pagini netăiate. Nimeni n-a trecut prin acea carte din 1935 până săptămâna asta. Eu sunt convins și îi doresc din suflet ca această carte să aibă cititorii pe care îi merită, să aibă drumul pe care îl merită, pentru că, într-adevăr, domnul profesor Cornel Stoica face lucruri minunate, minunate și închei cu o speranță. Sper ca într-o bună zi și orașul Bacău să aibă o asemenea monografie. Felicitări, domnule profesor, felicitări, domnule primar! O să rămân și eu fără microfon, ca să nu... Poate ce se aude în spate, da? Aș vrea să îmi permiteți să-i dau cuvântul domnului Vilică Munteanu, care este și reprezentantul editurii astăzi aici, doamna Dovătaru, care îi mulțumesc, poate o să urmărească materialul din suflet, pentru că s-au făcut eforturi extraordinare ca această carte să fie gata acum și îi mulțumesc mult și pentru contribuția. Pentru că, așa, nu știu dacă este bine să spunem așa copil, dar eu spun pentru că este o formă de respect a editurii pentru Stănin Moldova. Această carte, așa cum o vedeți dumneavoastră, 458 de pagini și la nivelul la care se află, 152 de lei, fără TVA. Adică este o contribuție și mi-a și spus că nu vrea decât să recupereze cheltuiala cu cernala și cu hârtia și vrea să facă un gest și din această cauză am și comandat 1500 de exemplare, respectiv ce a spus domn profesor, se va întâmpla, această carte va călători în toată lumea și este cel mai bun suport de promovare tipărit la momentul acesta al Stănicului. Pentru că până acum le aveam tot ale domnului profesor și mai făceam niște flyere, dar nu are aceeași valoare. Vă rog, domnul Vilică, să, dacă vreți microfon, dacă... Nu am eu o voce foarte puternică, așa că să încerc să vorbesc la microfon. Onorată asistență, toți aveți câte un merit și prezența în această sală tocmai reprezintă interesul dumneavoastră pentru comunitatea Slănicului. Așa cum spunea domnul primar, un gând din partea editurii Magic Print, doamna Dovătaru efectiv nu a putut să vină, are până mâine seară de lucru o chestiune care nu poate fi amânată, dar cu sufletul este aici, pentru că este onorată ea, ca reprezentantă a editurii, să publice o asemenea carte și cărțile, multe dintre cele scrise, cele mai multe scrise, dintre cele scrise de Cornel, sunt scoase de sub teascurile de la Onești. Și aveți un salut din partea domniei sale. Un alt salut din partea Asociației Cultul Eroilor, filiala Bacău. Domnul președinte m-a rugat ca eu, în calitate de vicepreședinte al filialei județene, să transmit felicitări domnului Cornelu Stoica, domnului primar, și să aplaude realizarea aceasta a dumneavoastră. Eu sunt aici și în calitate de coleg de liceu al lui Corneliu, și cum spuneam și ieri la acordarea titlului de proprietate de mai bine de 50 titlului de cetățean. Obișnuința cu documentele eliberate pentru
titlurile de proprietate, de formație profesională. Și spuneam, de vreo 52 de ani ne știm, iar în penultima zi a lunii august a acestui an ne-am întâlnit după 50 de ani. Ne-am mai întâlnit noi și în anii precedenți, dar anul acesta am făcut 52 de ani de la terminarea liceului. Fiecare ne-am spus câte una, câte alta, dar ceea ce are în rucsacul său adunat Corneliu, puțini oameni au. Și eu am venit aici și pentru colegul și pentru domnul primar. Și vreau să prezint câteva dintre personalitățile României care au trecut prin Slănicul Moldovei, personalități reprezentate în medalistică. Eu sunt și colecționar de asemenea tinichele. Fiecare are câte o păsărică și am așezat, am ordonat în ordine, deci cronologic, medaliile, începând cu conducătorii de stat, iar apoi, tot cronologic, personalitățile culturale, economice, sportive și de alte naturi, care au trecut prin Slănic și sunt reprezentate în medalii din metal. Așa. Primul, Alexandru Ioan Buza. Eu am aproape 60 de medalii cu Alexandru Ioan Buza. Două reprezentative aici, cu simbolurile celor două provincii care au fost unite într-una singură, în cea de-a doua medalie. Apoi, regele Carol I, care în drumurile sale în țară, încă din prima călătorie în Moldova, a ajuns și în Slănic, însoțit în unele din acestea și de regina Elisabeta. Apoi, regele Ferdinand, de care se leagă făurirea României întregite, sau România Mare, cum se spune mai frecvent. Regina Maria, despre care ambasadorul Franței în România, în timpul Primului Război Mondial, spunea că la curtea regală a României există un singur bărbat, regina Maria. Această medalie este bătută de primăria Onești, în colaborare cu protopopia Onești. Pentru momentul Ferdinand și regina Maria, câteva medalii, o medalie foarte rară, deci toate sunt în colecția proprie, tot ceea ce prezint. O medalie foarte rară, are 80 de milimetri, scena încoronării regilor la Alba Iulia. Regii încoronați și harta României întregite și simbolurile heraldice ale provinciilor care au fost unite în anul 1918. Regele Carol al II-lea, prezență în Slănic, și apoi Nicolae Ceaușescu, a fost conducătorul țării și îl prezentăm și pe el. Ca personalități, în ordinea cronologică a nașterii lor,
Veniamin Costache, născut la 1168, mitropolit al Moldovei, pe reversul medaliei întemeitorului învățământului bisericesc și înnoitorului literaturii religioase românești, dedicația. Costache Negri, nu trebuie să mai vorbim, aici la doi pași de Târgu Ocna se spune foarte mult, una din marile personalități ale perioadei Unirii și post-Unirii. Iosif Naniescu, mitropolit al Moldovei între 1875-1902, la jubileul, 25 de ani de ședere în scaunul episcopal, mitropolitan, pardon. Mihail Pogălnicean, născut în 1818, scuzați, una din marele personalități culturale și politice ale neamului românesc. Am pe medalia pe care am prezentat-o, pe revers, are acea declarație în Parlamentul României: suntem independenți, suntem o națiune de sine stătătoare, suntem o națiune liberă și independentă. La 1877, pe 9 mai. Nu intrăm în discuții cu 9, cu 10 mai. Ion Creangă a fost un abonat la băile de la Slănic. Și Boșdeuca s-a din Țicău, din Iași. Inginerul Ilie Radu, o personalitate a tehnicii românești, absolut deosebită, care și-a lansat o bună parte din amprenta activității sale pe Valea Trotușului, construind gările de la nord de Târgu Ocna. Și drumul Târgu Ocna, podurile, pardon. Ce? Funcțiile sale sunt pe reversul medaliei respective. Mareșalul Alexandru Averescu, în timpul primului război mondial, a fost și el prezent în Slănic. Ionice Brătianu, marele om politic, a fost în Slănic, Moldova. Poate cea mai reprezentativă figură a liberalismului românesc din perioada de până în 1947. Nicolae Iorga, o medalie, o plachetă cu prezentându-l vorbind, un orator deosebit. Pe revers, semnificativ, câteva versuri din Brad Bătrân, scrise poezie cu câteva zile înainte de a-și afla sfârșitul în condițiile în care nu le mai discutăm acum. Și o ultimă medalie abia lansată anul acesta, pentru că anul trecut n-a putut să fie lansată anul trecut era cu moartea, anul acesta a fost lansată la 150 de ani de la nașterea sa. Jean Bart, scriitorul care în copilărie și adolescența noastră ne-a încântat. George Enescu, cel mai mare muzician al românilor, a fost în Slănic și
pe reversul medaliei interesant, puțin schițat drumurile lui Ionescu în lume. George Bacovia, poetul Băcăoan, mareșalul Ion Antonescu, în timpul celui de-al doilea război mondial, Mihail Sadoveanu, scriitorul despre care știm cu toții, Anton Durcovici, episcop catolic de Iași, între 1947-51, pentru această medalie mi-am adus și eu o contribuție la baterea ei, am intermediat între Episcopia Romano-Catolică de Iași și Monetăria Statului și s-a realizat medalia. Un destin care s-a frânt, s-a stins într-o închisoare comunistă și reversul cu stema simbolul heraldic al episcopului respectiv. Ștefan Ciubotărașu, actorul Ștefan Ciubotărașu. Maria Tănase. Sunt nume pentru care nu prea sunt cuvinte comentate. Iulian Antonescu, întemeietorul muzeului din Bacău și apoi mai bine de un sfert de veac, șeful muzeelor din România. A înființat numai puțin de 38 de muzee în România. Ioachim Giosanu, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Și ultima medalie pe care o prezint și are și o scurtă poveste, Nadia Comăneci, oneșteanca noastră, la fel, nu avem cuvinte să lăudăm, să spunem, ar trebui să vorbim săptămâni. În 2000, Nadia Comăneci a fost invitată la Televiziunea Națională, la emisiunea Arca Marinei. Televiziunea a comandat la Monetăria Statului o medalie, un singur exemplar. Medalia Nadia Comăneci și pe revers simbolul, sigla emisiunii Arca Marinei. Nu a putut să vină la televiziune la momentul respectiv, nu a mai fost luată de la monetărie și a ajuns în posesia mea. Este, am mai multe medalii într-un singur exemplar, probe și altele, dar asta mă leagă cel mai mult. Și fiind din zonă și pentru că este o mare personalitate. Vă mulțumesc tare mult! Ca de obicei, foarte documentat și vă mulțumim. Un cuvânt vreau să mai spun. Repet, felicitări. În primul rând, sau numai pentru două persoane. Cornel, prietenul, colegul meu și pentru care am o admirație și un respect absolut deosebit. Și domnului primar, pentru inima mare pe care o are. Mihai Ceucă, colecționar de cărți poștale, ați văzut, sau vă invităm când ieșiți să vedeți, pentru cei care nu ați văzut colecția dumneavoastră, în câteva minute, ca să mai sunt multe persoane și să nu vreau să vă dau peste cap prezentarea, dar vă rog să... Da, nu fac și eu datoria de onoare de a adresa felicitări domnului primar întregii administrații a stațiunii pentru realizare. Orice colecționar are un vis, acela ca piesele din colecția sa să devină publice
și prietenul Cornel Stoica mi-a realizat acest vis, motiv pentru care îi mulțumesc. Eu am fost invitat să vorbesc de ce, de unde, de când pasiunea pentru cărțile poștale ilustrate, respectiv pentru cartofilie. De regulă, în colocvial, întrebarea sună: ce te-a apucat, domnule, să aduni toate resturile lăsate de ani de zile prin sertare, folosite prin cărți drept semne de carte sau drept capace pe oalele cu laptele pus la prins? Fiecare cu pasiunea lui se spune, dar trebuie să vă fac o mărturie ca să înțelegeți puțin de ce. Când eram tânăr, mergeam cu puii mei pe malul Bistriței și una dintre marile plăceri a copilașilor era să culeagă pietricele colorate cât mai divers. Și bineînțeles, încercam să fac eu repede o selecție ca să nu luăm foarte multe, dar găseau întotdeauna fel de fel de chichițe, semne, culori, urme, în așa fel încât mă convingeam și le luam pe toate. Ajungeam acasă, copiii fericiți, mami, mami, ți-am adus o comoară, iar mami către tati, iar mai împlut casa cu pietre. Data viitoare să iei numai o găletușă. Eu intenționez, fără să intru în detalii, ca să nu vă iau plăcerea de a citi cartea, cu toate detaliile, cu toată istoria și cu istoria vilelor, în principal, de aici, eu intenționez să vă arăt numai pietricelele colorate din colecție. Poate vă stârnesc puțină nostalgie, în așa fel încât pentru cei tineri, și mă bucur că sunt mulți, să ofer șansa de a spune că ilustratele sunt martore ale istoriei. Pentru cei mai în vârstă, poate storc măcar o lacrimă să amintindu-și despre ce a fost vorba în slănic. Iată aici, de exemplu, primele ilustrate în 1899, prima ilustrată în lume s-a făcut în 1888, în 1898, deci slănicul a intrat în atenția editorilor de ilustrate din primul an. Acestea sunt perlele, nu numai ale colecției mele, ci în general ale cartofiliei românești și mondiale. Așa numitele realizări de litografie, deci constatați, nu sunt clișee foto, ci sunt litografii, adevărate opere de artă miniatură. Editura Fanchet, editura agreată de Curtea Regală pe vremea aia, a fost cea mai productivă editură pentru realizările de cărți poștale ilustrate pentru slănic. Aici un album, afară îl puteți vedea în original întreg, cu 12 fotografii. Dacă vreți, priviți puțin să vedeți arhitectura la 1903. Aceasta este ilustrata mea favorită din cele câteva sute de slănic. O ilustrată care cred că vă unge la inimă în toate punctele de vedere. Și nu mai insist, vă las numai să trăiți bucuria de a revedea parcul acum 100 de ani. Izvoarele, pe vremea când încă nu se inventaseră LED-urile, și
speranța mea cel puțin că măcar vreo unul va fi restaurat odată în forma sa inițială. Tot izvoare, tot izvoare, cu o perioadă, asta este prin 1953, când aglomerația era dictată de acum de apariția sindicatelor și a biletelor prin sindicate. O clădire rămasă istorie, bijuteria pierdută, care cred că ar fi stat mai bine în locul cupolei de la spa-ul a Perla. Cărțile poștale, martore ale istoriei pentru cei tineri. Dacă vă întrebați, dacă vă uitați atent, se vede stilul diferit între fațadele acestei clădiri și răspunsul este simplu. Așa arăta în 1918, deci până în 27, când a fost reconstruit. Să nu uităm istoria. Și tot la capitolul istoriei, care nu trebuie uitată, acesta este lacul de la frontieră pe care l-am dorit uscat pentru vecie. În Slănic au rămas urmele pașilor multor vizitatori. Întrebarea mea, la care n-am găsit încă răspunsul, este cum ajungeau grupurile de 100 de oameni la Slănic Moldova. Cam câte trăsuri erau folosite pentru asta. Iată o poză istorică la ceremonie de Ziua Eroilor. Aici locuri în care oamenii au depus lacrimi sau pe care le păstrau în amintire. Inclusiv mirii originală, variantă. Și aici este un loc de suflet pentru mine, pentru că exact cu 50 de ani în urmă, în această cameră, am petrecut eu luna de miere. Restaurantele stațiunii, păstrăvul prăjit, o să vedem încă ceva despre păstrăvul ăsta. Iată imagini imortalizate de ilustrate, în care vedem și evoluția civilizației, în sensul că, iată, perioada în care aprovizionarea cu apă potabilă se făcea cu sacaua, iar în 1933 s-a introdus apa potabilă, rețeaua de apă potabilă, și iată această ilustrată păstrează aici ca document tuburile pentru apă. Satul nou vechi, care îl trec în revistă, și iată aici o banală, un exemplu de pasiune, dacă vreți, pentru cartofilie. În colecția întreagă am găsit această carte poștală, n-am mai pus aici și fața, este o banală carte poștală, care este un document de istorie, în primul rând, istoria stațiunii, cât și istorie poștală. Permiteți-mi să vă atrag atenția asupra, deci să fim indiscreți, să citim ce a scris Nea Ilie despre stațiune. Deci, a dat Dumnezeu și am găsit în sat mâncare mai bunicică. Așa, de exemplu, ieri am mâncat păstre proaspăt prăjit. Două bucăți de păstre, câte o șcapă de lungi, 50 de bani. Pe vremea aia, o scrisoare costa 5 bani, 10 scrisori astăzi ar însemna cam 50 de lei, deci porția de păstre 50 de lei azi. De azi încolo gătește pui de găină.
Închipuiește-ți că nu mai e nimeni, absolut nimeni în Slănic, numai eu singur și la cură și în pădure și pe terasă, etc. Mâine nu-ți mai scriu de aici din cauza că azi se desfințează oficiul poștal. Este o scrisoare scrisă pe data de 10 septembrie 1913. E confirmarea faptului că în stațiune activitatea era sezonieră. Deci funcționa de regulă de pe 15 iunie până pe 15 septembrie, iar administrația din Târgu Ocna, direcția sanitară de la Târgu Ocna, hotăra exact zilele, nu 15 sau ce zificat, de regulă începea de sâmbătă și se termina într-o lună. Dar priviți, vă rog, acest detaliu. Scrisoarea a fost pusă pe data de 10 septembrie 1913, dar ștampila poștală este pusă pe data de 23. Deși el spune că azi e ultima zi. Deci, iată o enigmă aici, simplă, simplă de tot. Această carte poștală este dovada faptului că această diferență este dată de calendarul gregorian. Poșta română, care intrase deja în Europa încă din 1867, a adoptat în 1867 calendarul gregorian. Dar statul oficial l-a adoptat abia la 1 aprilie 1919. Cele 13 zile de diferență de aici arată clar. În concepția publică, data era 10, dar poșta lucra pe 23. Deci, ca să nu fie comentarii asupra activității poștei. Închei imediat. O dovadă că activitatea era sezonieră sunt aceste două ilustrate, unice, în perioada de scurt până la 1949, deci precizarea asta 50 de ani de colecție aici. Imagini din Slănic, Slănicul pustiu, nici măcar un cățel. Câteva ilustrate care să vă readucă în memorie vilele, marea majoritate dispărute, și îmi atrage atenția faptul că în această vilă gradul de ocupare era probabil de 101%, pentru că inclusiv în pod s-a aflat o persoană care trebuia să se pozeze, da? Vila Seciu de atunci. Martore la înălțarea unei vile, iată, în această carte postală este doar scheletul, iar în cealaltă carte poștală, vila finalizată. Ca și aici, unde la administrația stațiunii, în partea dreaptă nu era nimic, în timp ce aici apare un hotel. Și aceste vile, adevărate bijuterii arhitecturale, dar dispărute. Dacă vă e dor să vedeți cum arăta primăria cândva, cam aceasta era primăria stațiunii. Aceasta este străduța pe care o urcăm ca să ajungem noi la panoramic, cu vile și astea doar amintire. Și dacă tot v-am stârnit puțin lacrimile, vă aduc cu picioarele pe pământ și să privim o hidoșenie actuală în care, sincer fiind, sper să nu mai vedem la lansarea unei viitoare cărți. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez Crăciun fericit! Mulțumim, domnule Ceuca. Această vidă, ultima pe care ați văzut-o, Hidoșenia, are finalizat proiectul de transformare. Am primit-o cadou de la OMP Petrom.
după lungi insistențe, nu așa deodată. Și o să facem muzeul nostru al apelor minerale la etajul 1, centru de informare turistică, și celelalte două niveluri vor fi centru de voluntariat, unde vrem să găzduim tineri care vor să ne ajute în proiectele noastre, și vă promit, domnul inginer, că foarte curând acest lucru se va... Și bineînțeles, arhitectura, ați văzut-o, este în ton cu arhitectura locului. Da, vreau să vă mai promit ceva. O să facem o sesiune de o zi în care vă invit să prezentați tinerilor din localitatea noastră această bogăție pe care dumneavoastră o aveți, pentru că altfel nu vom reuși să valorăm istoria, dar mai ales munca dumneavoastră. Felicitări și succes pe mai departe! De altfel, avem și noi o vedere aici în sală, o vedere a asociației În Context, este Georgiana Teodorescu, președinta asociației aici, și am adus 100 de exemplare și vă rog să o vedere, să îi ofere domnului inginer, ca să o aibă la colecție, o vedere de astăzi, din secolul 21. Începem din Europa și avem bucuria să avem astăzi aici pe domnul europarlamentar Dragoș Benea. De ce spun din Europa? Pentru că aseară s-a întors și peste celelalte poate ne aduce și ceva informații noi, dar mai ales o bucurie, este și cetățeanul de onoare al localității noastre, și aici vreau să vă spun că avem aici cetățeni de onoare ai județului Bacău, și domnul Vilică Munteanu și domnul Ceucă și bineînțeles și domnul profesor Adrian Coteles, și poate mai sunt și alți cetățeni de onoare, sper să nu-i uit. Vă rog, domnul Benea, dacă ne puteți spune câteva cuvinte, vă rog. Da, bună ziua tuturor! Mulțumesc, domnule primar, pentru invitație și pentru introducerea puțin cam festivistă. Eu m-am străduit să vin astăzi la Sălin Moldova din mai multe motive. În primul rând, cât am fost președinte al Consiliului Județean, întotdeauna am participat la acest gen de evenimente, lansări de monografii sau prezentare de monografii, și cred că am participat la vreo 40-50. Mi-aș fi dorit să particip la toate, pentru că e important să găsești, e și important și captivant să găsești informații pe care nu le cunoști despre localități, la istoria cărora într-un fel sau altul ai participat. Am și colecționat toate aceste monografii, repet, nu sunt mai mult de 40-50, dar au valoarea lor sentimentală pentru mine, pentru că am fost implicat în viața acestui județ și în viața acestor localități, și mă interesează atunci când am timp sau când am răgaz, mai bine zis, să le mai răsfoiesc, așa cum se va întâmpla și cu această lucrare, pentru care îl felicit și pe domnul Corneliu Stoica, nu l-am cunoscut, mă bucur să-l cunosc astăzi, am auzit lucruri frumoase despre dânsul, mă bucur să le văd pe domnul Ceucă. Cu o tușă aparte, este omul care m-a introdus în lumea filateliei, cel care mă făcea să mă duc cu jumătate de oră, o oră înainte de deschiderea magazinului de lângă Luceafărul, să fiu primul la plicurile acelea roșii, portocalii sau albastre, pentru că nu veneau un număr limitat și țineam morțiși să le achiziționez. Fie cald, fie frig, eu mă duceam acolo și această pasiune mi-a insuflat-o domnul Ceucă, pe care mă bucur să le revăd astăzi la fel de vivace și prezent, și sunt convins că foarte mult material din această lucrare, despre care eu nu pot vorbi foarte multe, n-am legitimitatea să vorbesc, pentru că doar am parcursul în fugă și în viteză. Sunt convins, este extrem de generoasă ca și dimensiune, ca o paranteză, mi-aduce aminte de albumul Mărturisiri, album al județului Bacău, pe care l-am lansat în 2007 la Tescani. Repet, deși este generoasă, este ușor de parcurs și ușor de metabolizat, dacă pot să spun așa. Găsești și date interesante, găsești și fotografii vechi și mai puțin vechi. Este o lucrare care respiră și este foarte important să nu te blocheze de la început și să te atragă, să plonjezi în ea. Sigur că este și meritul Consiliului Local și a primarului, care
a susținut acest gen de demers. Eu sunt mai degrabă, că tot am auzit, am fost atent la toate intervențiile și la domnul profesor Jicu, eu sunt mai degrabă adeptul lucrărilor de acest tip, dar mai romanțate. Cele care, dar romanțate nu neapărat în sensul pozitiv, ci pentru că orice loc, inclusiv Zării Moldova, oricât ar fi el de frumos și de binecuvântat de Dumnezeu, are și secrete frumoase și secrete mai puțin frumoase, mai respingătoare, și ele fac parte din viața, din istoria comunităților, și dar noi nu prea avem curajul să abordăm acest de... Noi românii nu prea avem curajul să abordăm acest tip de lucrare, dar cred că ar fi interesant pentru Consiliul Local, pentru domnul primar, să găsească personajul care să facă istoria romanțată a acestei localități, care, acestui oraș, care are o vechime de cât? Câți ani? Câte sute de ani? Mic, tânără, raportat la ce se întâmplă ca vechime a unui oraș în Occident, dar 200 de ani în care s-au întâmplat lucruri frumoase și mai puțin frumoase și foarte multe, am zis, secrete. Foarte multe dintre ele necunoscute și care cred că ar fi de interes și captivante. Da, e complicat de... Nu e simplu un asemenea demers, el trebuie bine documentat și oameni ca cei care efectiv au făcut posibil acest lucru astăzi sunt din ce în ce mai puțini și din ce în ce mai rari. Când spun secrete, iată că, deși am răsfăit-o în viteză, nu pot să nu constat că, iată, un secret. Pârtia de schimb este, care este un obiectiv important și de care sunt legat și atașat într-un mod aparte, din motive pe care nu mai e cazul să le detaliez. Nu am văzut-o pomintă, poate e o misiune a mea, dar iată un secret, poate o să surprind, cu siguranță o să șochez chiar pe respectivul. Nu era posibilă, în primul rând, dacă nu se implica decisiv domnul Șiroc, a fost primar al Târgu Ocnei, pentru că rezolvarea, din punct de vedere juridic a terenului la acel moment, ținea de un schimb de teren, dacă mi-amintesc eu bine, cu composesorat, în care domnul Șiroc a fost decisiv și, practic, a eliberat terenul pentru ca instituția Consiliului Județean să aplice și să finalmente, cu riscuri, să implementeze acest proiect în proporție de 50% cu fonduri europene. Un proiect care, întâmplător sau nu, iată că am înțeleg că zilele acestea a trecut în domeniul public al orașului Zării Moldova, îl văd ca pe un lucru pozitiv și ca pe o provocare pentru actuala administrație. Nu mai căutați. Dacă este foarte bine, într-un fel, e foarte bine. Dacă vreți să aflați istoria romanțată și neromanțată, eu vă spun. Cap coadă, da? Trebuie să depunem centurile de siguranță, dar asta altă dată. Da. Probabil că asta a fost și motivul pentru care eu nu cred că am, nu întrunesc condițiile de a fi cetățean de onoare nicăieri, dar mi-a făcut o surpriză, în adevăratul sens al cuvântului, fostul primar Andrei Șerban, care și el este menționat, cred că într-o mică măsură față de cât a contribuit și el la... Și fac precizarea, pentru cei care nu știu, am ambasadele destul de închise cu domnul Șerban, dar 12 ani cât a fost primar, mai ales în prima parte a celor 12 ani, a făcut lucruri importante, practic a repus Lănicu cu botul în sus, dacă pot să spun așa, ca la avion. Și sigur, domnul Baciu acum continuă același trend și, până la urmă, asta este rolul celui care conduce vremelnic o comunitate. Eu n-am ce vești, nu vă imaginați că secretele Europei Occidentale sau ale Bruxellesului le dețin eu. Sunt lucruri pe care pot doar să vi le confirm. Că societatea se transformă, valul de transformări dinspre vest, spre est, este unul pe care trebuie să-l luăm mai serios decât credem. Și sigur că acest tip de lucrare pentru noi, cei născuți, crescuți înainte de 89, are o valoare sentimentală aparte. Știm să apreciem această muncă, știm să apreciem o asemenea lucrare. În schimb, pentru generațiile mai noi, cred că sunt un fel de artefacte, dacă pot să spun așa. Generațiile noi, și aici fac așa, dacă îmi permiteți, o mică tranziție către viitor, generațiile recente au nevoie de alte ancore cu care să fie atrași și aduși, pentru că
Până la urmă, o stațiune Gazanii Moldova se bazează pe dezvoltarea turismului, pe generațiile mai tinere, pentru că, într-adevăr, acum, dacă facem o medie de vârstă a turistului din Stăniu Moldova, ea este, cu siguranță, peste 40-45 de ani. Dar trebuie țintiți și cei mai tineri, și cei mai tineri trebuie atrași cu alt tip de alt tip de marketing. Și, sigur, că este un alt gen de provocare la care actualul primar trebuie să răspundă. Aș putea vorbi mult despre Stăniu Moldova, vă spun, am amintit de toate felurile, am stat și cu cheița la gât când mă tratam la sanatoriu și eram cazat la Zorile, am de toate, și legat și evenimente administrative mai plăcute, mai puțin plăcute, și politice mai puțin plăcute, mai plăcute, dar nu e cazul să ocup mai mult timp decât e necesar astăzi aici. Eu și când am avut atribuțiuni directe să susțin dezvoltarea Sălnicului, cred că am făcut-o atât cât se poate omenește posibil. Să știți că, așa cum pot să spun că am avut un rol important după domnul Șirochie la treaba cu pârtia, pot să vă spun că nu sunt suporterul și fanul acelui drum care ar trebui să iasă la Poiana Sărată. Și nu pentru că sunt un ecologist practicant, ca să nu zic de fațadă sau de paradă. Chiar cred că trebuie lăsat acel drum de exploatare petrolieră, folosit ca un mijloc de a atrage practicanți de sporturi, de doritori de mișcare în aer liber. Nu trebuie să fie un drum care să vezi, Doamne, aduce turiștii de la Brașov mai repede la Stăniu Moldova. Cine vrea să vină la Stăniu Moldova nu se cramponează în 20, 30, 40 km în plus. Ba, dimpotrivă, cred că această pâlnie în care este Stăniu Moldova, dacă îmi permite și această comparație, cred că ajută la microclimat, ajută la un aer mai curat, la tot ceea ce iată vine și dinspre Europa Occidentală, această aplicare, această dorință spre un mediu tot mai verde. Și eu aș face această recomandare, dacă mai există pe agenda cuiva realizarea unui drum asfaltat la nivel de drum național sau drum județean, aș face sugestia să abandoneze, că nu cred că asta este prioritatea pentru Stăniu Moldova, ba dimpotrivă poate fi un lucru care să încurce. Mă bucur că am venit astăzi aici, mă bucur că m-ați invitat, aștept cu interes și celelalte intervenții. Felicit mediul privat din Slănim Moldova. S-au realizat investiții. Cred că acea construcție hidoasă nu este un hotel sau ceva de genul acesta, sau o pensiune. S-au realizat investiții în turism și în zona privată importante și țin să felicit și să apreciez acest lucru, inclusiv stabilimentul în care suntem astăzi aici. Practic, acum există aproape toate condițiile atunci când aduci o delegație din străinătate la Stăniu Moldova să te ridici la nivelul așteptărilor, să ai și o lucrare de acest gen, care e importantă pentru cineva care vine pentru prima dată și trage la bagaj, dar are consistența ei și e foarte bine că e așa. Ai și unde să-l inviți, ai și unde să dezbați proiecte de viitor. Sigur că cea mai grea sarcină cade tot pe umerii administrației locale, a primăriei, a Consiliului Local, să inoveze, să inventeze, să dezvolte parteneriate, să atragă fonduri de toate felurile și să continue acest drum pe care a intrat Stăniu Moldova începând cu 2004 și din 2016 la fel, cu același trend ascendent. Încă o dată vă mulțumesc pentru atenție, sper că n-am plictisit pe nimeni, vă doresc sărbători fericite și să ne vedem sănătoși cu proxima ocazie. Vreau să vă spun așa că toate problemele pe care le-ați spus sunt deja rezolvate, în sensul în care în carte există poze cu situația actuală, adică și clădiri ruinate și cu promovare turistică. Și în strategia de dezvoltare a localității, încă din 2017, drumul
la care faceți referire nu mai face parte din drumul de legătură. Mai ales că acum vine și autostrada și avem un plan discutat de altfel cu domnul președinte Ivancea pentru legătură cu Hanul Codreanu, dar cel mai probabil ne vom lega cu Hârja, pentru că acolo este rondul de pe autostradă din proiectul care a fost aprobat, care din păcate se duce departe de Slănic Moldova, ceea ce ne doare, n-am reușit să facem mai mult, de am vrut să influențăm cumva, să influențăm, să se analizeze ca autostrada să treacă pe creasta dintre Oituz și Slănic Moldova, lucru care, am înțeles că este mai costisitor și nu a fost posibil. Da, păi, da, cum? Păi nu m-ați zădărât aici, că e subiectul nostru preferat. Nu, până la urmă e și de actualitate și ține și de viitor. N-are nici autostradă. Nu vă puteți transforma într-o localitate de tranzit. O autostradă care să treacă pe creastă, nu știu, eu n-am văzut încă, dar cu siguranță vă spun că Uniunea Europeană va finanța din ce în ce mai puțin, spre deloc, obiective de infrastructură care impactează puternic cu mediul. De asta sunt, acum, vreau să zic generic, vine autostrada. Mi-aș dori să vină autostrada 13 Bacău, Unești, Brașov, pe traseul pe care stabilește proiectantul, dar dacă această autostradă va fi vreodată legătura între Moldova și Ardeal și Vest și Brașov, va fi și datorită faptului, sau mai ales datorită faptului, că agresează foarte puțin mediul. Deci, Natura 2000 într-o foarte mică măsură, 8% dacă nu greșesc, în timp ce alte autostrăzi de pe hârtie, colorate cu fel de fel de culori între orașe din Moldova și Ardeal, traversează parcuri naționale pe de-a întregul. Și eu sunt extrem de sceptic la ce văd că se întâmplă la nivel de infrastructură, la nivelul european, că vor finanța vreodată așa ceva. Iar fără fonduri europene, niciodată nu va fi autostradă între Moldova și Ardeal. Dar nu vă propuneți să nu vă pare rău că nu trece autostrada pe creasta Nemirei, că cred că i-ar ridica costurile de... ne-am întâlnit cu ea pe lumea aia. Da. Nu e vorba de coasta Nemirei, creasta Nemirei, nu creasta. Aș vrea să rămânem în zona asta de sărbătoare, că ne-am promovat destul. Avem din partea domnului președinte al Parlamentului Republicii Moldova, domnul Igor Grosu, un reprezentant. Domnul deputat Frunze Petru este președintele Comisiei pentru Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană și mă bucur că este astăzi aici și o să avem ocazia să vorbim mai multe despre dorința mea ca Slănic Moldova să fie un punct de întâlnire între București și Chișinău, așa cum a fost cândva. Vă rog, domnul deputat. Domnule primar, onorată asistență, exprim recunoștință pentru invitația la acest eveniment, evenimentul de lansare enciclopediei Slănic Moldova. Odată vreau să exprim și recunoștință de numele președintele Republicii Moldova, dar și președintele Parlamentului Republicii Moldova. Domnul Igor Grosu este menționat în această carte și este o onoare pentru el. Acest fapt îl onorează și vă mulțumește de spus de mult. Când am ajuns în Slănic Moldova, am avut posibilitatea să studiez 15 minute această carte și vreau să spun că am văzut lucruri foarte importante. Vreau să felicit autorii acestei cărți, fiindcă se reflectă atât evenimente din ziua de astăzi al orașului, dar se reflectă și evenimente istorice, evenimente prin care eroii noștri ai neamului românesc s-au manifestat și au avut capacitatea să lase istoriei noastre oportunitatea de a înțelege că să nu uităm istoria pentru a avea un viitor mai bun împreună. Totodată am auzit despre orașul dumneavoastră, fiind un oraș cunoscut bine în spațiul istoric românesc, mulți cetățeni ai Republicii Moldova vin și vizitează stațiunea balneară climaterică din Slănic Moldova. Dar totodată acest oraș, această stațiune este promovată și de către domnul primar.
fiind în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul unei delegații de europarlamentari români, dumnealui a vorbit cu mândrie despre orașul dumneavoastră. Dumnealui are experiență enormă în acest domeniu și sperăm foarte mult că această experiență va fi reflectată și în Republica Moldova pentru a obține și noi o experiență în a administra corect aceste stațiuni, ca ulterior să beneficieze atât cetățenii Republicii Moldova, dar și, de ce nu, cetățenii României, de servicii calitative, prin care să își trateze unele boli sau, bineînțeles, să beneficieze de o odihnă adecvată. Ce ține de reflecția istorică acestei cărți, vreau să spun că cărțile de multe ori rămân în memoria celor care le-au citit sau, bineînțeles, sunt formatori de opinii care promovează cele scrise în cărți. Noi, cu părere de rău, în perioada sovietică, nu am avut parte de cărți prin care să fie reflectată istoria adevărată a neamului românesc. Cunoașteți, cred că o mare parte, fiindcă reprezentați domeniul intelectual și academic, cărțile în Basarabia au fost scrise de alții și, bineînțeles, promovau alte valori decât cele românești. Ei încercau să vină cu propaganda că peste Prut locuiește un popor care nu are nimic comun cu moldovenii din partea stângă a Prutului. Și fiind și eu ales primar a unei comune în preajma municipiului Chișinău, am avut oportunitatea de a avea o înfrățire cu localitatea Prănești din județul Ilfov. Și când le-am spus că în biblioteca locală am găsit cărți, practic 90% cărți scrise în perioada Uniunii Sovietice, în chirilică, de propagandă, prin care condamna poporul român pentru războiul II mondial. Și atunci am primit un mesaj foarte pozitiv din partea acelei comunități, prin care au fost colectate de la toți profesorii, părinții, elevii, cărți pentru Basarabia. Și vreau să spun că biblioteca din localitatea Buhoi acum are carte românească și copiii pot să se informeze corect, atât pe plan istoric, cât și pe plan artistic despre scriitorii, poeții și eroii politici ai neamului românesc. Eu înțeleg că această carte, fiind foarte complicat să acumulezi informații pentru a fi prezentată, un suport deosebit l-a acordat și primăria orașului și faptul ăsta vreau să-l felicit pe domnul primar că a contribuit, mi-a spus de mult, pentru a fi promovată această carte. Sper foarte mult ca relațiile în continuare să fie în beneficiul cetățenilor, relațiile dintre Republica Moldova și România. Cu această ocazie vreau și să vă felicit cu sărbătorile de iarnă, să vă doresc succese și vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul care l-ați acordat Republicii Moldova în perioada de pandemie. Primul vaccin pentru a salva vieți a venit în România și înțelegem cu toții că tot suportul acordat în perioada de pandemie a fost acordat din impozitul dumneavoastră și acest lucru ne motivează să vă mulțumim pentru că ați salvat vieți ai cetățenilor Republicii Moldova. Și vreau să doresc succese tuturor celor care au muncit la elaborarea acestei cărți. Să doresc succes domnului primar și prin activitatea de astăzi care ați făcut-o dumneavoastră, să promovați în continuare valorile neamului românesc, iar noi cei din Republica Moldova avem un singur vector de integrare europeană a Republicii Moldova și acest lucru îl putem obține doar prin sprijinul statului român. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul deputat. Un gând de bucurie pentru domnul președinte al Parlamentului, care
vine frecvent la Stănic Moldova, este prieten al Stănicului, împreună cu 30-40 de primari din zona Cahul, avem o comunicare foarte bună. Aș vrea să ofer cuvântul reprezentantului Guvernului României aici, domnul subprefect Narcis Jitaru. Stimate domnule primar, onorată asistență, îmi revine deosebită plăcere și bucurie că astăzi, din partea instituției prefectului din județul Bacău, să fiu prezent la acest deosebit eveniment prin care se lansează Enciclopedia orașului stațiune de interes național, Stănic Moldova. Răsfoind paginile în timpul discursurilor anterioare, am putut trage o concluzie că Stănic Moldova a renăscut astăzi, prin această carte, văzând imaginele bogate, poveștile despre oameni, despre locuri, despre fapte, despre proiectele vechi, dar și cele noi, ale acestui prea frumos oraș din mijlocul Carpaților Orientale. Ce a ieșit prin efortul comun, bineînțeles, al domnului profesor Corneliu Stoica, cu care am avut plăcerea să ne mai cunoaștem și pe la Comănești, de unde vin de altfel, și prin efortul susținut și inima alături de slăniceni a domnului primar Gheorghe Baciu, se vede astăzi această carte, această monumentală carte, care sper eu să ne îmbogățească și mintea, dar și sufletul. Spunea în diferite momente domnul primar că când vorbim despre Stănic Moldova sau când venim la Stănic Moldova, trebuie să ne mândrim nu ca o bijuterie numai a celor de aici, a comunității locale, ci a tuturor, a celor de pe Valea Trotușului, a celor de la Bacău, a celor din Moldova și, de ce nu, și de peste hotare. Dacă am reușit acest lucru și, cu siguranță, această carte de vizită a dumneavoastră, să o putem folosi de acum încolo. Mulțumesc că ați dat mai tare. Vă auzim mai încet. Și n-aș vrea să mă mai lungesc, pentru că mai sunt și alți vorbitori după mine. Cu această ocazie vă doresc și dumneavoastră multă sănătate, sărbători fericite, un an nou bun și să ne regăsim și cu alte evenimente frumoase, sănătoși. Pentru că, așa cum a spus și reprezentantul din partea Parlamentului Republicii Moldova, sănătatea este cea mai importantă în aceste timpuri. Domnule primar, vă felicit din tot sufletul, domnule profesor de asemenea și echipei dumneavoastră și sperăm și la alte cărți care să scoată în evidență ce frumos este la Stănic Moldova. Mulțumesc! Avem bucuria să avem astăzi aici pe domnul președinte al Consiliului Județean Bacău, domnul Valentin Ivancea, cu care avem o colaborare foarte bună și rog să ne comunice dacă este de acord să ne transmită ceva. Bună ziua! Domnule primar, mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să fiu astăzi aici. Mă bucur că astăzi l-am cunoscut pe domnul profesor, l-am cunoscut și pe domnul inginer Ceuga. Pe domnul inginer Ceuga știam doar din imaginele colectate pe care le vedeam, le primeam de fiecare dată în monografiile pe care le primeam la prefectură și ulterior la Consiliul Județean. Dacă apanajul istoricilor este de a prezenta trecutul, apanajul celor care suntem astăzi aici, în autoritatea locală, este de a construi viitorul. Mă bucur că ieri s-a votat în Consiliul Județean trecerea din domeniul public al județului în domeniul public al Unității Administrativ-Teritoriale Slănic Moldova a Pâtiei de Schi, o investiție începută de domnul președinte Benea și terminată de domnul președinte Benea și astfel transferată în cadrul autorității locale. Cred că rolul Consiliului Județean este de a fi un motor de dezvoltare pentru comunități, pentru unități administrativ-teritoriale,
Și cred că rolul administrației locale de aici este de a dezvolta, de a continua ceea ce s-a făcut atunci. Este într-adevăr o provocare. Vreau și eu să felicit pe investitorii privați, fără de care Slănicul poate nu arăta așa astăzi. Sunt convins că o colaborare între investitorii privați și autoritatea locală poate aduce dezvoltare și poate peste ceva timp să mai existe o continuare a acestei cărți, peste ceva timp, peste 50 de ani, să se vadă o evoluție în dezvoltarea economică a acestei stațiuni. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, vă felicit domnule profesor, vă felicit domnule inginer și nu în ultimul rând, domnule primar, vă felicit și cât și Consiliul Local. Mulțumesc! Domnul președinte, desigur că s-a vorbit aici al cui este Slănicul. Slănicul nu este atât al slănicenilor, vă spun cu mare sinceritate, cât este al Bacăului și îmi doresc foarte mult, așa cum am spus public, dacă Slănic Moldova este perla Moldovei, atunci și pentru că Slănic Moldova este în județul Bacău, Slănic Moldova este implicit perla Bacăului și îmi doresc ca această colaborare să fie cât mai rodnică, nu pentru mine sau pentru cetățenii din Slănic, ci pentru județul Bacău, în primul rând, care poate să ofere, din punct de vedere turistic, ceva special pentru România și pentru străinătate. Domnul profesor Adrian Cotârleț, vă rog tare mult, dacă se poate să ne spuneți și dumneavoastră câteva cuvinte. Domnule primar, distinsă asistență, vă mulțumesc că am fost invitat să particip la această întâlnire cu consilierul eu, în primul rând, de suflet. O zi deosebită în viața comunității Slănic-Moldova. Trebuie să vorbesc un minut ca și medic, aici zic că mă pricep un pic, și vreau să vă asigur că Slănic-Moldova trebuie să iasă în față prin aceste izvoare, de peste 200 de ani și să facem tot posibilul, bineînțeles cu ajutorul autorităților locale, să le punem în valoare. Este păcat pentru ce, să trecem peste ceea ce a fost, să ne gândim la prezent și să știm fiecare ce avem de făcut în perspectivă. Vreau să vă asigur că anul viitor la Slănic Moldova, în urma discuțiilor pe care le-am avut la Academia de Medicină din Paris, acum o lună, va fi o întâlnire a francofoniei pe linie, bineînțeles, medicală și aș ruga pe toți cei prezenți să facem tot ce ne ține în putere, să promovăm ceea ce avem. Felicit încă o dată pe cei care au făcut posibil acest eveniment, pe domnul profesor Stoica, pe domnul inginer Ceucă și pe domnul Vilică Munteanu și nu în ultimul rând Consiliul Local Slănic Moldova și domnul primar. Vă mulțumesc! Vă mulțumim mult, domnul profesor, și desigur că nu ratez ocazia să vă invit pe 6 ianuarie la binecuvântarea izvoarelor minerale de la Slănic Moldova, pentru că am reușit să le modernizăm, să le aducem în administrarea primăriei, a Consiliului Local și acest lucru va fi marcat de Bobotează printr-o rugăciune și, bineînțeles, printr-o întâlnire în care ne vom spune lucruri care vor ajuta la dezvoltarea localității. Dacă încă două persoane aș ruga să ne spună câteva cuvinte. Tot de peste Prut vine domnul Ion Prisăcaru, care este vicepreședintele Asociației Suflet de Artist. 6 ani consecutiv, împreună cu doamna Maria Stoianov, cu doamna Claudia Nestor, vine la Slănic Moldova și ține aici festivalul de obiceiuri și tradiții basarabene la Slănic Moldova. Și tot vă anunț tot acum că pe 7 și 8 ianuarie va fi festivalul de obiceiuri și tradiții românești pentru frații noștri din Basarabia care vin să-și petreacă Crăciunul aici, la fel a 5-a ediție. Vă rog, domnul Ion. Vă mulțumesc.
asistență, în primul rând vreau să vin cu mulțumiri pentru invitație. Eu n-am putut să-mi permit să nu fiu prezent la acest eveniment important, din câteva considerente. Primul că evenimentul de astăzi mă interesează, este o pasiune și a mea, istoria și localităților, a neamului. În al doilea rând, să nu ratez ocazia ca să mă revăd cu persoane care le cunosc de aici, din Slănic Moldova, în primul rând cu domnul primar. Și în al treilea rând, să mă simt acasă, că aici doar mă simt acasă. Și dacă Slănic Moldova este perlă, această lucrare este o bijuterie. Am avut ocazia pe parcursul nopții, din scoarță în scoarță, să studiez chiar această carte și vreau să vă spun că se simte că a fost elaborată cu sufletul. Și necunoscând că domnul profesor, pentru domnul profesor aceasta este o pasiune, aveam așa deja pentru mine formulat că se simte că e făcută din pasiune. Cunoșteam pasiunea domnului primar de a-și cunoaște rădăcinile, de a-și cunoaște istoria neamului, de a cunoaște istoria Slănicului, dar ca pasiune. Și astăzi aflu că și domnul profesor, pentru el, de asemenea, editarea acestei lucrări, acest studiu care l-a realizat, l-a făcut din pasiune. Vă felicit pe toți, pe toți cei care ați participat, ați fost implicați la realizarea acestui studiu. După mine, v-a reușit. Felicitări! Vă mulțumim, domnule Milane, pe care s-o duceți acasă și un gând bun pentru tot colectivul dumneavoastră și pentru Strășeni, bineînțeles, doamna Valentina Casian, din păcate nu a putut ajunge, dar este sora noastră a Slănicului. Dar nu vreau să mai lungim foarte mult, vreau să apreciez prezența domnului Cezar Olteanu, consilier județean și reprezentantul, să zicem, al echipei noastre politice astăzi aici. Aș vrea, dacă îmi permiteți, să ofer câteva aprecieri. În primul rând, e o diplomă de excelență, dar nu este o simplă diplomă, ci este o mulțumire pentru efortul pe care colegii mei l-au depus și nu numai pentru elaborarea acestei cărți. Aș începe, cum a spus și domnul profesor Stoica, cu Cristiana Babei, care acum este aici la butoane. Cristi, îți mulțumim mult! Cristi are o contribuție foarte mare, a și procesat, a și transmis, a pus în pagină, o invit pe Luminița Botezatu și pe Mihaela Tudoran, asistentele mele, care a muncit zi și noapte pentru asta. Bineînțeles că fiecare va primi și câte o carte, dar nu vi le dau acum ca să nu vă îngreunez să nu vă îngreunez. Mulțumesc tare mult, Mihaela. Și de asemenea pe Antonella, te rog să vii aproape aici, o tânără care promite foarte mult și care nu contenește să spună ce șansă are ca la vârsta de 20 și puțin de ani să intre într-o asemenea lucrare pe care o va duce peste 50 de ani, 70 de ani, va povesti generațiilor care vin. Desigur că poate vă întrebați când o să-i mulțumesc familiei mele. Este momentul acum, o invit pe Ștefania, am o diplomă de excelență. Ștefania a lucrat zi și noapte la corectarea acestei lucrări. Mulțumesc tare mult, Ștefania, și
Sper că este un început. Ai descoperit anumite abilități pe care poate o să le folosești mai târziu. Ștefania face acest lucru pentru prima dată. Vreau să apreciez, este aici de, și fiica cea mică, Georgiana, care a venit cu soțul de Lars. Lars e pe aproape pe aici, da? Și soția mea. Vă mulțumesc tare mult. Nu ratez ocazia să o salut pe sora mea cea mai mică dintre cei 6 frați ai noștri trecuți în această carte, că eu sunt băiatul sobarului și am ținut foarte mult să trec numele lor. Bernadeta este aici, îți mulțumesc tare mult, transmite un cântând. Vreau să rog de asemenea, mai am de dat cuvântul la două persoane. Una este domnul profesor Ababei, directorul Direcției Județene pentru Educație Fizică și Sport. Spuneți de acolo, domnul profesor, dacă nu vă deranjează sau dacă vreți să veniți. Într-o parte, altfel stau cu spate. Așa. Și, bineînțeles, o să-i dau cuvântul și domnului Șilochi, pentru că a fost și menționat, dar este și strănicianul nostru de baștină de aici și o să rog să spuneți dânsul câteva cuvinte. Voi începe cu mulțumirile pentru faptul că mi-ați dat cuvântul fără să mă anunțați înainte. Dar credeți-mă că sunt bucuros, foarte bucuros că sunt astăzi aici, cel puțin din două motive. Așa cum spunea domnul Ion, că îmi văd prietenii și dacă nu era evenimentul ăsta, sigur nu-i vedeam anul ăsta. Dar în al doilea rând, pentru faptul că în prezentarea domnului Munteanu era o singură personalitate a sportului românesc prezentă în medalii, aș vrea să reamintesc totuși că Stănicul Moldovei este, dacă vreți, patru germinativ pentru multe dintre performanțele sportivilor români și mă gândeam astăzi la cel puțin 3 campioni olimpici care și-au desăvârșit, cel puțin într-un moment al carierei lor, pregătirea aici în Stănicul Moldova. Și mă gândesc aici la Doina Merinte, mă gândesc aici la Nicu Vlad și evident mă gândesc la Nadia Comăneci. Dar aceștia sunt doar campionii olimpici, pentru că dacă vorbim despre... Și Francis Vașca. Poftim? Și Francis Vașca. Feri, nu, asta am spus, că m-am referit doar la campionii olimpici. Și Francis Vașca, deși a fost un boxer extraordinar de mare, a fost doar vice-campion olimpic și evident campion mondial. Asta vreau să spun în continuare, că dincolo de asta, loturile de box, loturile de lupte, loturile de atletism și-au găsit aici, în Stănicul Moldova, totdeauna un loc foarte bun de pregătire. Iar dacă eu așa ar trebui să vorbesc despre ce se întâmpla, că suntem la amintiri, credeți-mă că știu distanțele în metri pe toate drumurile forestiere din Stănicul Moldova. Și mi-amintesc, așa cum spunea și domnul președinte Benea, de evenimente frumoase și mai puțin frumoase, astfel încât de multe ori când trec prin parc, în loc să mă amintesc cât de, în loc să mă bucur de bucuria parcului, de frumusețea parcului, îmi amintesc cât de greu era să alerg dimineața la 7, când era zăpadă pe jos și așa mai departe. Felicitări, domnule primar, măcar și pentru faptul că mai avem multe de lucruri de făcut împreună. Mulțumesc! Da, mulțumim frumos! Mai pe sară cu câteva aprecieri, această prezentare, în 5 minute vom termina. Este vorba de doamna Maria Dohotaru. O să vă rog, domnul Vilică, pentru că ați adus mesajul dumneavoastră, să primiți dumneavoastră diploma. Este vorba de domnul Vilică Munteanu, care este prezent și oferim și o diplomă pentru tot efortul pe care l-a făcut pentru această carte. Vă mulțumesc tare mult! Este domnul Mihai Ceucă. Vă mulțumim cu tot sufletul. Și, bineînțeles, domnul Adrian Jicu, vă mulțumim tare mult și vă promitem că o să facem niște cărți foarte interesante. Pentru că și domnul președinte Benea s-a angajat să ne mai devoaleze din ce știe despre Stănicul Moldova și atunci o să fie foarte interesantă. Nu pot să închei fără să-l felicit pe domnul Petre Done, care este prietenul Slănicului și care a scris și de rău despre Slănic, dar mai ales de bine. Și vă felicit și vă mulțumesc foarte mult. Aseară am avut șansa să stau cu acești grei ai județului Bacău și să ne împărtășim din cunoștințe și vă sunt impresionat de ceea ce ați făcut în viața dumneavoastră, fiecare în direcția dumneavoastră. Mai am
colegi din staful primăriei, doamna Marcela Sică, vă rog frumos să am o diplomă de excelență. Domnul administrator public, Catan Alexandru, care este prezent aici, și domnul șef de urbanism, domnul profesor Stamate, vă rog să veniți să fac public așa sărbuna, vă mulțumesc tare mult. Oameni pe care mă bazez și care zilnic nu contenesc să muncească pentru localitatea noastră, chiar dacă unii vin mai de la distanță, așa. Mulțumim tare mult! Și de data asta, domnul profesor, vreau să devolez de ce v-am dat cuvântul, pentru că trebuia să mai întârzi puțin să apară domnul Ilie, căruia vreau să-i aduc o mulțumire publică aici, pentru că sprijinul pe care dumnealui datorat în principal dumnealui în 2019, care a ajutat deblocarea localității noastre, poate fi interpretat că astăzi nu am reușit să facem aceste lucruri dacă nu ne-am fi decalat măcar cu un an și jumătate, ar mai fi trebuit să stăm un an și jumătate să plătim datorile dacă la vremea aceea domnul ministru nu ne-ar fi ajutat. Așa că vă rog, domnul Ilie, prietenul meu, de altfel să ne spuneți câteva cuvinte și cu asta urmează domnul Șilochi și încheiem. Bună ziua și bine v-am găsit în prag de, în ajun de sărbătoare. Cer scuze, asta e traficul. Am plecat din București cât am putut de repede și mă bucur că am ajuns astăzi aici. Trebuie să felicitări adresate deopotrivă domnului primar pentru efortul pe care îl face continuu ca să șlefuiască această perlă a Carpaților Orientali. Iată că am ieșit din zona perla Moldovei, perla județului Bacău și cu această ocazie să-l felicit pe domnul Cornelu Stoica, un neobosit al acestor scrieri despre județul Bacău și despre oamenii din județul Bacău. Și este de apreciat în zilele noastre acest lucru, atașamentul față de această zonă. Să salut distinsul prezidiu și onorata audiență din sală. Să vă urez să fiți sănătoși, să fiți fericiți și să aveți parte de bucurii în noul an ce va veni, alături de cei dragi și de toți cei care vă doriți dumneavoastră. Felicitări și mult succes în continuare! Mulțumim mult, sănătate de primi. O carte cu anvelop, așa, termen tehnic. Mulțumesc încă o dată Consiliului Local, am mulțumit la început, dar mulțumesc și acum, vă văd consilieri aici și sunt mândru că sunteți alături și că și dumneavoastră credeți în acest mod de promovare a localității. Domnul Șilochi, cei din urmă ca și cei din tâi, așa se spune la noi, vă rog, slănicianul nostru, să ne spuneți câteva vorbe. Da, mulțumesc foarte mult, domnul primar, pentru invitație. Sunt onorat să particip astăzi alături de dumneavoastră la acest important eveniment. Îl felicit pe domnul profesor Stoica, cetățeanul de onoare al Târgu Ocnei, și acum am înțeles că și a slănicului Moldovei. Să remarc faptul că prezența a conducerii județului, a domnului parlamentar Dragoș Benea, a domnului președinte Ivancea și a domnului subprefect, este o certitudine că localitățile Târgu Ocna și Slănic, de fapt Slănic și Târgu Ocna, cele două stațiuni de interes național din județul Bacău, au fost și vor fi sprijinite în continuare și pentru acest lucru le mulțumesc foarte mult. Trebuie să mulțumesc de asemenea gazdei noastre, domnului director Cotelev, pentru valoarea pe care o are în toată Europa și nu numai, și pentru faptul că ne reprezintă cu mare onoare la acest congres internațional la care participă și trebuie să-i mulțumesc acum că am ocazia și oficial că și eu am trecut prin noța lui și după 2 ani, domnul profesor, astăzi mă vedeți aici. În viață. În viață, da. Și chiar mă simt foarte bine. De asemenea, trebuie să mulțumesc echipei de colaboratori a domnului profesor Stoica, domnul Ceucă, domnul profesor Adrian, sigur, și domnul Venică Munteanu, pentru că am colaborat foarte bine. Tuturor multă sănătate, sărbători fericite și să ne vedem cu bine și cu alte evenimente. Mulțumesc tare mult!
Mulțumesc, domnule Șerbi. Întâlnirea noastră se încheie aici, dar nu se termină, pentru că vă invit pe toți să coborăm, să servim la ieșire un par cu șampanie și să servim așa un cocktail, o masă de bucurie. Mâine este ajunul Crăciunului, poimine este Crăciunul și nu întâmplător, această zi a fost gândită astăzi, pentru că vreau să vă transmit și eu la mulți ani, multă sănătate, bucurii, sărbători fericite tuturor, să reveniți la Slănic cât mai des, în speranța că ne veți găsi din ce în ce mai primitori, mai bucuroși, mai ospitalieri. Mai am ceva să vă spun, dar nu vreau să încheie, domnul președinte, vreau să vă mai spuneți ceva. Vă rog, vă rog. Văzând poza, nu, că nu am văzând poza cu doamna senator din Franța, ne-am dus imediat cu gândul și cred că dacă o să vedeți poza, toți o să vedeți cu gândul, la una din familiile care a promovat, care a fost printre familiile vizionare din Zării Moldova, mă refer la familia Cazacu. Și la domnul Silviu Cazacu, care a avut un rol important în Slănicul de după 90, în aceia mai grei. Da. Da, vă mulțumim tare mult, apreciem pe toată lumea și, desigur, domnul Cazacu a fost colegul nostru în Consiliul Local și avem un respect deosebit. Domnul președinte, am spus la început, urmează să edităm o carte a oamenilor de seamă ai Slănicului, nu neapărat personalități, ci oameni care au contribuit. Și aici vor fi și întreprinzători, vor fi și oameni ai locului de la noi. Uitați, nu am amintit-o pe Gina, pe doamna Mihaela Elena Anton, care este directorul executiv al Asociației Prietenii Slănicului, asociație care contribuie foarte mult la dezvoltarea localității noastre. O avem aici pe doamna Ionica Bandrabur, nu? Poetul nostru adoptat, nu? Adoptat doamna inspector general adjunct, doamna Stamate Camelia și avem oameni importanți. Așa că nu o să vă supărați dacă chiar nu am nominalizat pe fiecare, dar vă rog să transmiteți gândul meu de bucurie, de urările de sănătate și de spor în ceea ce facem și dorința mea, cum am și scris, să rămânem uniți, să rămânem solidari, nu solidari, ci solitari, în așa fel încât să, nu solitari, ci solidari, nu? Mă scuzeați că am emoții acum. În așa fel încât, prin aceste întâlniri, să încercăm să construim planul pentru viitor. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc sănătate, bucurii și agenților economici, televiziunilor astăzi de față, este Tele Moldova Plus, prietenul Slănicului și domnul Frăsil a venit personal, este proprietarul acestei televiziuni și televiziuni exclusiv TV Onești, prin care noi ne promovăm și bineînțeles că o să fie și alte materiale. Și din această carte, că am uitat să spun, domnul președinte, se vor extrage anumite materiale, pentru că ele sunt într-un format de publicitate și le vom secvenția în așa fel încât să ajungă și pe internet și prin alte culoare și la tineri, pentru că ne dorim ca și tinerii să aibă un loc aici la Slănic Moldova și bineînțeles că începem cu 2022, când la capătul de sus al pârtiei vor fi organizate evenimente, spectacole special pentru tine. Vă mulțumesc tare mult și cu emoție închei, dar nu cu tristețe, ci cu bucuria că acest lucru s-a întâmplat și că de astăzi noi avem o asemenea bijuterie. Grație domnului profesor, închei cu o apreciere încă o dată. Vă mulțumesc, sănătate, bucurie și tot ce vă doriți.